La începutul lunii mai, trei studenți își pierdeau viața într-un accident cumplit pe o șosea din Timiș. Moartea lor apăsa conștiința unui consilier județean. Acesta ar fi intrat într-o depășire care ar fi provocat tragedia, spuneau atunci martorii. Pentru prima dată de la accident, consilierul vorbește. A găsit între timp altă versiune. În plus, au apărut alți martori care să-i susțină declarația. A intrat în depășire aici pe pod și a prins pe ăștia care veneau din sens invers. Mașina care a lovit era condusă de un cunoscut om de afaceri și politician din Caraș-Severin. După 3 săptămâni, omul n-are nicio explicație pentru accident. Nu știu cum s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat în momentul respectiv. Când mi-a revenit, eram cu mâinile încleștate pe volan. 4 tineri se aflau în mașina lovită în plin. 3 dintre ei au murit pe loc. Consilierul a vorbit cu supraviețuitorul prin intermediul avocaților. Avocații mei s-au deplasat la supraviețuitor și au întrebat dacă are nevoie de un sprijin material. N-au discutat concret nicio sumă. Urmând să discutăm în continuare despre dacă e nevoie de ajutor pentru... Apropiații tânărului spun că politicianul PDL, cercetat penal pentru omor din culpă, ar fi încercat să-i dea studentului 5.000 de euro. Declarația lui va fi cheia procesului. Eu am speranța că justiția va găsi adevărul și va dovedi ce s-a întâmplat. Consilierul județean care a provocat accidentul este cercetat penal pentru omor din culpă. Niciunul dintre studenții morți în accident nu împlinise 24 de ani.